O remorcă încărcată cu baloți cu fân, care circula pe drumul național 15B pe raza comunei Vânător Neamț, a fost cuprinsă de flăcări. Evenimentul a avut loc pe 7 iunie, iar pompierii au fost înștiințați despre producerea unui incendiu prin apel la 112 în jurul orei 9:20. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, locotenentul Irina Mariana Popa, la locul solicitării s-au deplasat pompierii militari din cadrul detașamentului Târgu Neamț cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURT. Când au ajuns forțele de intervenție la fața locului, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la fânul din remorcă, iar autoutilitarea care tracta remorca a fost îndepărtată. Pompierii au localizat și lichidat incendiul, în urma căruia a ars aproximativ o tonă de fân. Potrivit purtătorului de cuvânt, cauza probabilă de producerea incendiului a fost stabilită ca fiind frecarea. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pe timpul intervenției, traficul rutier a fost blocat.